Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Veste bună pentru producătorii și comercianții de mașini electrificate. Vânzările la nivel mondial au crescut susținut în septembrie cu 30% în plus față de aceeași lună anului trecut. Deci an pe an în septembrie creștere de 30%, mi se pare semnificativ. Mașini electrificate, adică este vorba de mașini electrice și plug-in hybrid, electrificate în general, da? Rezultatul vine pe fondul unor vânzări record din China. Că trebuie să vedem și de unde vine creșterea asta atât de mare. Aici au fost comercializate cu 48% mai multe mașini electrificate decât în urmă cu un an. Chinezii sunt fierți pe electrice. Le-a venit și mânușă celor din industria auto chineză, da, trecerea la electric. Da. O fac oamenii de-astea, cum de zice, cum avem și noi, ascuțitoare de-asta mică. Spring. Așa. Da. Și au modele similare și am înțeles că au și niște modele, dar rămâi mut cât de mișto sunt ca design. Da. Da. Și tehnologia, practic, este... Chinezii au dat lovitura, pentru că ei au venit târziu în industria auto și nu puteau să intre în competiție cu industria auto japoneză, europeană, americană, unde e vorba de foarte multă experiență acumulată, tehnologia e destul de complicată, fiabilitatea pieselor este foarte importantă, că sunt multe piese în mișcare. Mașinile electrice au, după cum știm, mai puține piese în mișcare, sunt mai simplu de construit, mai simplu de utilizat, costă mai puțin să le utilizezi, întreținerea, mentenanța este mai ieftină. Și în felul ăsta, producătorii tradiționali, vechi, europeni, americani, japonezi și-au pierdut avantajul tehnologic și al experienței acumulate în atâtea decenii. Și chinezii, care construiesc și foarte ieftin și foarte repede și beneficiază și de subvenții guvernamentale, au un avantaj din punctul ăsta de vedere. Deci creștere foarte mare în China, 48% în plus. În Europa vânzările au crescut cu numai 4,2%. La 300.000 de unități, totuși creștere și aici. Creșterea este datorată mai ales unui salt de 24% în Regatul Unit. Și au mai fost creșteri în Italia, Germania și Danemarca. În Statele Unite, schimbările sunt foarte mici. Pe de altă parte, mari producători, precum Toyota și BMW, și-au reînnoit avertismentele privind planurile de trecere prea rapidă la o piață auto complet electrificată. Toyota? Da, Toyota este în mod tradițional... E pionier. Nu, Toyota se opune, este una dintre cele mai încăpățânate companii auto când vine vorba de trecerea la modele complet electrificate. Da. Ei au mizat pe hibrid și în continuare le place foarte mult hibridul. Pe au fost cam primii, cred că au fost primii care au primii. Mi-au făcut Prius-ul acum, nu știu câți ani, 30 de ani, 25 de ani, mașina aia urâtă cu spume. Exact. Dar foarte, foarte fiabilă și foarte bună. Încă merg prin București, sunt alea care au fost taxi în Spania, ca o diagonală vișinie pe portieră. Adică, de exemplu, șeful Institutului de Cercetări al Toyota spune că pentru reducerea emisiilor de carbon, care este principalul motiv pentru care lumea ar trebui să treacă la electrice, industria auto ar face mai bine să ia în calcul modele hibrid cu hidrogen sau bazate pe combustibili sintetici. Acest manager de top invocă așa numita regulă 1690 din industria automașinilor electrice și mi se pare interesant să vorbim despre această regulă. Citez din ce spune domnul acesta. Regula 1690, fiți atenți. Un vehicul electric cu baterie folosește aproximativ aceeași cantitate de materiale pentru baterii ca 6 vehicule electrice hibride plug-in sau 90 de vehicule hibride, complet hibride clasice. Deci nu plug-in hybrid, ci cum era Prius-ul, care era hibrid-hibrid. Da. Ideea cheie, spune acest inginer, este că, deși în mod individual cele 6 plug-in hybriduri nu reduc emisiile de CO2 la fel de mult ca un model complet electric, deoarece putem face 6 dintre ele folosind aceeași cantitate de materiale pentru baterii, ele pot reduce CO2 de 5 ori mai mult. Deci, în esență, doar prin faptul că folosești mai puține materiale ca să construiești plug-in hybrid sau hybride, mașini hibride pur și simplu, economiile, la final, economiile de dioxid de carbon sunt mai mari la același număr de vehicule sau comparabile la un număr mult mai mare de vehicule. Deci un vehicul electric, complet electric, este echivalent cu 90 de vehicule hibrid în privința materialelor folosite. Da, interesant ce spune. Eu am bază în japonez, să știi. Da, tot managerul Toyota a minimalizat ideea transportului de mărfuri cu propulsie electrică, pentru că asta este o
o abordare foarte comună, da, o să facem camioane electrice, mari, electrice, care pe distanțe lungi emit puțin CO2. Dar el spune, da, dar se transportă mult mai multe tone de baterii în felul ăsta, pentru că trebuie să pui multă greutate în camioane, uh-huh, da? Ceea ce scade sarcina utilă, deci poți să ai mai puțină încărcătură, transporti mai puțin iaurt, că trebuie să transporti mai multe baterii. Și se adaugă timpii de încărcare și costurile echipamentelor de încărcare. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.